Hai! Hai! Dai! 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 Dai, Kevin! Consiliul Județean Mehedinți, instituție condusă de președintele Aladin Georgescu, a primit astăzi ultimele 17 microbuze școlare electrice, dintr-un lot de 31, finalizând astfel o etapă importantă dintr-un proiect ambițios destinat îmbunătățirii transportului elevilor în județ. Aceste vehicule moderne și nepoluante sunt concepute pentru a asigura un transport sigur și confortabil pentru elevii din mediul rural, contribuind în același timp la reducerea impactului asupra mediului. Noile microbuze sunt dotate cu echipament necesare pentru siguranța pasagerilor, inclusiv pentru copiii cu dizabilități. Acestea au capacitate de 16+1 locuri și o autonomie de aproximativ 300 de kilometri, asigurând o operațiune eficientă pe rutele lungi și variate din județ. Aceste vehicule vin echipate cu tehnologie de ultimă generație, fiind perfecte pentru a deservi comunitățile locale în mod durabil și ecologic. Astăzi a fost livrată Consiliul Județean Mehedinți ultimele 17 microbuze școlare electrice din lotul de 31 de microbuze. Microbuze achiziționată de către instituția pe care o reprezint pe fonduri europene. Pentru a putea beneficia primăriile de aceste microbuze, trebuie să-și instaleze stații de încărcare electrice. Avem 31 de microbuze, trebuie să avem 31 de primării care să aibă deja instalate aceste stații de încărcare. De săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, evident, după ce vom face și instructajul șoferilor care vor conduce aceste microbuze, vom începe să livrăm microbuzele către primării, dar, repet, numai la acelea care au deja stația de încărcare electrică instalată. Pe măsură ce în săptămânile următoare își vor instala asemenea stații, le vom livra microbuzele. Este de dorit ca până la începerea anului școlar să furnizăm către toate cele 31 de primării toate aceste microbuze ca un număr cât mai mare de elevi să beneficieze de microbuzele școlare electrice la începerea anului școlar. În paralel cu livrarea microbuzelor electrice, Consiliul Județean Mehedinți derulează și o procedură de achiziție pentru o nouă serie de 10 microbuze hibride. Acestea vor fi finanțate printr-un proiect susținut de fonduri europene accesate de Consiliul Județean Mehedinți prin intermediul Ministerului Mediului. Proiectele derulate de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, marchează un pas important în modernizarea transportului școlar din județ. Prin achiziția și implementarea acestor microbuze electrice și hibride, județul Mehedinți nu doar că sprijină educația, dar și promovează sustenabilitatea și protecția mediului. Această inițiativă reprezintă un exemplu de bune practici la nivel județean, demonstrând cum fondurile europene pot fi utilizate eficient pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale comunităților locale.